La mine mergem. Merge. Al bit Cristina. Da, da. Ăsta al Cristina. Gata. 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 Da, că nu l-am mai văzut. Da, da. Mai sus microfoanele gata. Puțin. Gata. Da. Emil, final de an, cum a fost pentru tine 2020? Un an atipic, pentru 2020, da, a fost un an ciudat pentru toată lumea, dar cred că în rest până la final așa, cred că a fost un an ok din punct de vedere profesional, pentru că totuși cu Chindia suntem într-o poziție bună în campionat, chiar dacă distanța față de multe dintre echipe sau de grosul plutonului din prima ligă nu este așa de mare, dar oricum cred că a fost ok până la urmă, pentru că ne-am și salvat de la retrogradare. Ca rezultate cred că am avut așa o anumită constanță în acest tur de campionat. Iar din punct de vedere personal, chiar pot să spun în momentul ăsta că sunt deosebit de fericit, pentru că Moș Nicolae mi-a adus chiar în ziua de Sfântul Nicolae cel mai frumos cadou pe care putea să mi-l aducă, pentru că mi-a adus un nepoțel. Primul trofeu, da, așa este. Deci, v-am zis, sunt deosebit de fericit, vă dați seama că nu o să uit... N-ar putea să uite nimeni în locul meu această zi din acest an, pentru că este cel mai frumos cadou de când sunt eu mic și de când primesc cadouri de Moș Nicolae. Și cum e Mișan Dăi, bunic? Sau te vedeai bunic? A, mă simt mai tânăr puțin. Și Sorin Câțu a devenit bunic prima dată tot în preajma Moșului Nicolae. În preajma sărbătorilor de iarnă. Da, mă bucur. Păi... trebuie să îi calc pe urme, nu? Pentru că oricum este mai mare decât mine. Eu l-am respectat de fiecare dată și ca jucător, am fost colegi și ca antrenor după aceea. Da. Iar îl felicit să-i trăiască și lui, să fim sănătoși cu toți. Aurică Cicreanu vine cu o propunere pentru Banca Universității Craiova. Sorin Cârțu, director tehnic, Emil Sândoi, antrenor principal. Haideți să vă spun ceva. Eu față de Cornel, să știți că am așa o stimă deosebită, chiar dacă el este mult mai mic decât mine, și pot să spun că primii pași la echipa Universității Craiova i-a făcut și, nu neapărat sub îndrumarea mea, dar sub atenția mea. Pentru că era un băiat receptiv, un băiat muncitor, un băiat care își dorea să facă performanță și cred că atunci când s-a apelat la el, din punctul meu de vedere, a făcut lucruri pozitive. În rest, ce să zic, îi mulțumesc lui Aurică Țicleanu pentru cuvintele frumoase pe care le-a spus despre mine și eu am aceeași părere despre el. A fost un jucător al universității reprezentativ, un component de bază și al echipei naționale și un băiat de nota 20. Trei echipe pe trei puncte. Diferența între fiecare. Da, campionatul se joacă. Dacă vă aduceți aminte, eu la un moment dat am declarat că am simțit-o pe FCSB într-un anumit moment cea mai puternică. Până la urmă a terminat și turul campionatului pe primul loc, dar pe parcurs lucrurile s-au mai schimbat. Pentru că, vedeți, și CFR-ul a revenit și Craiova, bineînțeles, este în cărți. Deci cred că va fi un campionat care se va juca pe ultima etapă. Așa cum se va juca la titlu și la cupele europene, sunt convins că și la retrogradare până în ultima etapă se va juca. Există această inconstanță la echipele din fruntea clasamentului, practic. Craiova, ai văzut, și cu FCSB, a doua repriză a fost dezastroasă din punctul meu de vedere. FCSB-ul, meciul imediat de după Craiova cu Sepsi, rău. Da. Acum, să știi, campionatul este o competiție de durată. Nu este o competiție care să se desfășoare pe o perioadă scurtă. Și din punctul ăsta de vedere pot să apară multe momente cheie în decursul unui campionat. Pentru că, ați văzut, au fost multe echipe, printre care și noi, Chindia, care am avut probleme cu infectările cu COVID.
automat asta se simte în rezultate. Și FCSB-ul a avut probleme la începutul campionatului. După aceea a avut și CFR-ul, a avut și Craiova. Eu sper din tot sufletul ca aceste probleme să nu mai existe în returul campionatului și în play-off și în play-out, pentru că ele pot să influențeze decisiv o anumită ierarhie în campionat. Deci era normal ca la un moment dat să apară sincope în evoluția și în rezultatele fiecăreia dintre echipe și sunt convins că vor mai apărea până la final. E foarte important să știi să gestionezi aceste momente cheie, care unele dintre ele pot să fie destul de dificil de trecut. Mil este un play-off interesant. Cu Dia, cu Sepsi, cu Nu, Vici. Deocamdată vă contrazic aici. Deocamdată nu e vorba de un play-off. Deocamdată e vorba de un clasament. Totuși, în care suntem și noi suntem pe locul 6. Nu, dar din punctul ăsta de vedere, să știți, eu sunt realist. Chiar i-am felicitat pe marea majoritate a jucătorilor pe care i-am la echipă. Pentru că, vedeți și dumneavoastră, noi față de campionatul trecut am pierdut 5 jucători cu experiență. Și mă gândesc aici la Benga, care este la UTA, la Diallo, care a plecat la FCU, la Bic, care s-a întors la Craiova, la Ivancic, la Dangubici. Deci 5 jucători peste 26-27 de ani. Hai să zic, Bic este acolo, la limită. Am adus niște jucători tineri la echipă, pentru că uitați-vă, Căpușă este sub 21, Dulca este sub 21, Iacob are 23 de ani, Fomba are 21 de ani, Daniel Popa are 25 de ani. Deci noi în cadrul grupului nu avem o experiență deosebită de prima linie, cu excepția doi jucători, să zic, Florea și Daniel Popa, care au mai multe meciuri în prima ligă, ceilalți jucători să știți că au decât sezonul trecut și foarte mulți dintre ei n-au fost titulari. Poate și de aici au mai apărut unele momente în care nici noi n-am știut să gestionăm bine anumite partide, dintr-o lipsă de maturitate. Dar din punctul ăsta de vedere, v-am zis, eu i-am felicitat pe jucătorii care au jucat în campionat. Numărul lor nu a fost atât de mare, pentru că ceilalți care au jucat mai puțin sau care n-au jucat deloc, din punctul meu de vedere, deocamdată nu s-au adaptat la rigorile primei ligi și am avut niște probleme datorită acestui fapt. I-am felicitat pentru munca pe care au depus-o în fiecare antrenament, pentru implicarea în fiecare antrenament, pentru atitudinea pozitivă pe care au avut-o de fiecare dată, dar i-am avertizat, pentru că le-am dat un program pentru această perioadă de întrerupere, pe care va trebui toată lumea să-l facă. Vedeți că și acum este o situație specială, nu mai este vacanța care era înainte, campionatul începe foarte repede. Deja noi pe 13 și pe 16 jucăm primele două etape, avem cu Iași acasă și după aceea la Dinamo. Va fi foarte greu, pentru toate echipele va fi foarte greu. Ce te-ai dorit mai mult? Universitatea Craiova campioană sau apoi? V-am zis, eu sunt realist de felul meu. Mi-aș dori ca la finalul sezonului regulat Universitatea să fie pe primul loc și noi, Chindia, să fim în prima jumătate a clasamentului. Deci, ar fi fantastic. Dar ce le-ați dat cu băieților? Ce le-ați dat? Ai recuperat, dar ce le-ați dat să mănânce? I-ai luat de pe ultimul loc și i-ai dus pe locul 6, pe play-off. Da, dar vedeți că distanța față de urmăritoarele noastre nu este așa de mare. Nu, v-am zis, e munca lor și faptul că au reușit să se adapteze destul de repede la strategia pe care am avut-o noi. Eu vorbesc de staful tehnic, pentru că nu-mi place să vorbesc niciodată la persoana întâia singular, pentru că nu sunt numai eu singur acolo. Eu sunt cu un staff cu care ne consultăm de fiecare dată, luăm decizii împreună, sperăm să nu greșim, mă rog. Nu, e meritul lor, pentru că, v-am zis, au dat dovadă de profesionalism în aceste câteva luni de când lucrăm. Cu Moș Crăciun ai scris? Deci cu Moș Nicolae am spus puțin mai devreme că a fost cel mai darnic din lume cu mine.
Acum cu Moș Crăciun cred că o să trebuiască să fac eu cadourile familiei mele. E în responsabilitatea mea asta. I-ai luat cadoul bebe? O groază de cadouri are și o groază de cadouri a primit din partea tuturor. Deocamdată e cam mititel și nu prea înțelege cadourile pe care le-a primit, dar o să fim atenți de fiecare dată, cu fiecare progres pe care îl face de la o zi la alta. Normal că ne e drag la toți și îl monitorizăm tot timpul, orice gest, orice zâmbet, orice scâncet este trecut acolo, este înregistrat. Ai dorit să-l antrenez? Din păcate timpul trece, ceasul face tic-tac, tic-tac pentru fiecare dintre noi. E bine? Cum îl cheamă? Nu cred că aș vrea să mă strige tataia, aș vrea să mă strige Emil. Cred că m-aș simți mult mai bine. Cum îl cheamă? Achim Nicola se cheamă. Da, da. Emil, tu ce cadouri primeai când erai de la Moș Nicolae, de la Moș Crăciun? În general, cât am fost mic, aproape de fiecare dată primeam câte o minge de fotbal, eu știu, Adidas, tenis, cum erau atunci, că nu prea existau Adidas pe vremea aia. Deci tot ce am primit legat de sport a fost. Dar cu Steaua te duceai sau doar cu Brugășorul? Majoritatea ulterioră. Am aminte, mă mai duceam pe la țară, iar la fel, cum să vă zic, chiar respectam tradiția sărbătorilor de iarnă cu colegii mei de pe uliță, de pe acolo. Chiar mi-era drag cât am fost copil să intru în atmosferă la țară cu toate datinile, cu toate obiceiurile care sunt. Era frumos, se mai respectă și acum. Păcat că în această perioadă vedeți că trebuie să fim așa mai reținuți în tot ceea ce facem. Ce faceai cu banii strânși din colegi? Tot legat de sport îmi cumpăram ceva. Da, sportul a fost, fotbalul a fost viața mea și o să rămân până în ultimul moment. Emil, crezi că Moș Crăciun va fi darnic cu cei la Dinamo? Chiar e o situație specială acolo pe care puțină lume poate să o înțeleagă. Eu știu, sper ca până la urmă să se găsească o soluție, soluția optimă a momentului. Pentru că ar fi păcat totuși ca un club de asemenea anvergură, cu asemenea suporteri, să rămână așa într-o stare din asta de latență care se cam perpetuează de câțiva ani și Doamne ferește de mai rău. Da. Ce trebuie, este mai slabă fără Dan Petrescu sau mai puternică Crăciun? Și Dan Petrescu și Edi Ordănescu, eu îi apreciez, sunt doi antrenori care își fac meseria așa cum trebuie. CFR Cluj, cum să vă spun, este o echipă solidă, o echipă grea. E adevărat, este o echipă care nu are niciodată individualitățile pe care le are FCSB-ul și chiar Craiova. Un alt stil de joc, total diferit, care vedeți câteodată poate să prindă, de exemplu, la meciul cu FCSB-ul. Au tratat exact cum trebuia partida, i-au împins pe cei de la FCSB într-un joc destul de fizic, ceea ce nu prea le convine, lucru pe care l-a făcut și Sepsi acum în ultima etapă, și au avut câștig de cauză. În meciul cu Craiova, eu cred că totuși Craiova a fost mai periculoasă.